mi se pare un miracol faptul că la Iași a apărut televiziune acum 25 de ani. Eu care sunt format și crescut în tinerețea mea, în perioada comunistă, era un vis să ai televiziune locală. Este un miracol și momentul ăsta de aniversare a unui sfert de veac. Este grozav că studioul ăsta a rezistat tuturor intemperiilor politice și nu numai, grație unui echipe de oameni inimoși, dăruiți, cam toți, cel puțin pe care îi cunosc, îmi sunt și prieteni, cum să spun, e un studio amical din punctul meu de vedere și unde mi-am și format la un moment dat mâna, așa, ca să zic, ca actor de televiziune sau, mă rog, în următoarea mea evoluție pe ecran, de pe micul, de marele ecran. TVR Iași înseamnă pentru mine în primul rând un prieten, dacă ar fi și mai clar, o cale de promovare foarte bună. Probabil TVR Iași este cea mai bună cale de a ajunge în casa moldovenilor, în casa celor din Bucovina și, de ce nu, chiar în casa celor de la Cernăuț, pentru că la mine acolo, acasă la Cernăuț, românii mei urmăresc TVR Iașul.